Când am ales numele acestei prezentări, părea catchy, părea de clickbait. Când m-am apucat să o construiesc, mi-am dat seama că, băi, cum aș putea să fac într-o oră să învăț niște oameni să ajungă pe primul loc. Aveam odată o problemă cu cuvântul cum, pentru că este foarte dificil să spui cum, pentru că la fel ca și în antreprenoriat, ca și în business, nu cred că există o rețetă, adică ce funcționează la cineva, nu funcționează la altcineva. Și totul este personalizat. Și mai aveam o problemă cu numărul 1. Un website ranchează pentru mai multe cuvinte în Google. Orice site este pe primul loc pentru niște cuvinte, dar pentru altele nu este deloc sau ar putea fi. Și mi-a fost destul de dificil, dar sper să plecați de aici cu un concept să înțelegeți ce înseamnă SEO și cum să vă raportați la acest canal. Să trecem la prezentare. Nu știu, eu nu vă cunosc și aș vrea să mă prezint, nu știu dacă voi mă știți sau agenția din piață. Eu sunt Sorin Drăghici și în ultimii 9 ani de când mă ocup de creșterea agenției de SEO DVF, am avut șansa să mă întâlnesc cu peste 700 de oameni, majoritatea proprietari de magazine online. Sunt magazine online în... Nu sunt. De 700 au fost preponderent de magazine online și am reușit să le vând, dar vânzători sunt? Sunt. Și eu am fost vânzător de nevoie și am reușit să vând SEO în acești 9 ani de peste 10 milioane de euro cumulat în toți acești ani. Vă spuneam că am ajuns vânzător din nevoie. Ce am avut șansa să descoper internetul foarte devreme. La începutul anilor 2000 am descoperit internetul și prin 2003 am intrat la Politehnică, am ajuns în București, inginer, și mi-am pus mintea să mă lupt cu Google. Am zis, fac un Google în România mai puternic. Și 2-3 ani de zile mi-am petrecut timpul să înțeleg cum se face un motor de căutare, cum funcționează algoritmii. Și asta am făcut timp de 3 ani. După mi-am dat seama că nu am nicio șansă să lupt cu un gigant. Eram un copil foarte naiv, dar foarte ambițios. Și în motorul de căutare pe care l-am construit atunci, am văzut că se caută foarte mult cuvântul jocuri. Erau 52 de milioane de căutări pe jocuri. Și am zis, băi, cum ar fi să fac un site de jocuri și să ajungă pe primul loc în Google și să atragă foarte mult trafic? Ei bine, așa a început proiectul meu Jocopo prin anul 2006 și înțelegând cum funcționează algoritmii Google, am reușit să poziționez acest site în primele poziții pentru cele mai căutate cuvinte cheie pe vremea respectivă și succesul pe care l-am avut, practic m-a dus într-un mega eșec, pentru că costurile cu serverul, costurile cu infrastructura erau atât de mari, iar veniturile din publicitate erau aproape egale cu zero. Toată piața de publicitate online din România, nu cred că digitală, nu făcea 2 milioane de euro. Și la mine ajungeau foarte, foarte puțin bani din această piață. Dar am învățat foarte multe.
nu am putut să susțin proiectul financiar, drept urmare am zis, băi, trebuie să fac ceva cu viața mea, eram în București. Și așa am înființat agenția de marketing Orbital Interactiv. Orbital Interactiv era o agenție care făcea site-uri pentru diverse companii, făcea reclame pe Google Ads, Facebook Ads, Google atunci a intrat în România, Google Ads a dat drumul la reclamă. Din nou am avut șansa și oportunitatea să fiu la începutul valului, să zic așa. Am făcut site-uri și m-am plictisit destul de repede de chestia asta, pentru că veneau clienții și spuneau să le fac site-urile cu muzică pe fundal, să le pun floricele și am zis, băi, nu rezonează cu valorile mele sau cu nivelul de profesionalism cum îmi doream eu să fac lucrurile. Și aveam un client care vindea lenjerie sexy. M-am uitat un pic la modelul lui de business, i-am făcut Google Ads, Facebook Ads, veneau comenzi în vremea respectivă, în 2008-2009, destul de multe. M-am uitat apoi în China, pe Alibaba, și zic, mamă, deci ia Baby Doll sau ce produse lua el, le lua foarte ieftin și el le vindea foarte scump, aveam margine ori 16. Cam de 16 ori câștigam la un produs. Și zic, cred că eu pot să fac mai bine pe asta. Și în 2010-2011 am început și eu un e-commerce. Perfectiva.ro se numea și am livrat peste 30.000 de lingerii. Dacă înțelegeam cum funcționează atunci cu videochat-ul, era un segment foarte important, zona de professionals, pentru modelul ăsta de business, dar nu prea înțelegeam foarte bine cu marketingul. Toate aceste competențe, apoi a urmat un proiect Viespar, unde aveam 300.000 de oameni înregistrați, venind tot din proiectul Perfect Diva, mi-am dat seama, aveam colanții aceia tip Blug, nu știu dacă îi știți. Am comandat 20.000 de perechi de colanți, luam cu $1, făcusem un pachet, două perechi de colanți la 99 de lei și mă costa 6 lei și câștigam 100 de lei. Marea majoritate din bani se duceau la Facebook. Și oamenii au început să caute pe Google colanți Perfectiva, colanți Perfectiva, Perfectiva colanți. Drept urmare a ajuns pe primul loc pentru colanți, site-ul. Și zic, băi, e o corelație aici între căutarea pe brand și keyword. Și zic, cum naiba îi fac eu pe oameni să caute corsete Perfect Diva? Pentru că nu era o piață atât de mare. Și am zis, băi, uite cum fac. Fac un site, Viespar, atrag niște oameni și pun să caute diverse construcții. Brand plus keyword, brand plus keyword. Și am adunat 300.000 de oameni și ei făceau fix chestia asta. Și uitându-mă apoi în urmă la toată școala pe care am făcut-o până aici, adică și motor de căutare și site de jocuri și agenție de web design și e-commerce și chestia asta denumită Viespar, toate aveau ceva în comun, adică avea partea asta cu SEO și am zis, mă, acum trebuie să facem ceva serios. Și așa a luat naștere agenția DVF și am început să comunicăm toată chestia în piață și am început să atragem clienți și acum avem cam 300 de clienți activi pentru care lucrăm, printre care branduri precum Carrefour, Madhouse, Sephora, Avon. Și acesta a fost parcursul meu antreprenorial ca și expertiză. Nu v-am spus întâmplător toate aceste lucruri. Câți dintre voi ați făcut o căutare pe Google săptămâna asta? Să nu zic astăzi, că ați fost la conferință. Bun. Ce este SEO, de fapt?
De exemplu, dacă pe Google efectuăm o căutare și căutăm cuptor cu microunde, în Google sunt 4.360.000 de rezultate. Practic, misiunea lui Google este să ia toate aceste rezultate și să le pună pe cele mai relevante, astfel încât să ofere nouă utilizatorilor soluția cea mai bună. Dacă caut durere splină, sunt mai puține branduri care fac content în direcția aceasta și sunt 71.000 de rezultate. SEO, de exemplu, care este ceva global, sunt 593 de milioane de pagini în Google, pe care Google trebuie să le categorisească în funcție de zona geografică de unde se caută, de expertiza utilizatorului, de ce a făcut el înainte pe internet. Bitcoin, 316 milioane. Și după ce Google a reușit ca și misiune să ia toate aceste pagini și să ofere relevanță, apoi a venit cu zona aceasta de reclame și a apărut Shopping Ads, Google Ads și practic zona cu verde este zona de SEO, unde în zona de Google Ads sunt doar 4 advertiseri care își pot plasa anunțul, în zona verde cu SEO sunt milioanele sau zecile de mii de pagini pe care Google are ca misiune să le clasifice într-o ordine. Și ca și SEO, ca și misiunea noastră este să-l ajutăm pe Google să poziționeze site-ul tău care targetează o anumită intenție de căutare cât mai sus în topul acestor rezultate organice. Câte căutări sunt pe Google în fiecare zi? Câte credeți? Miliarde? Milioane? Sute de miliarde. În fiecare secundă sunt 5,6 miliarde pe zi. Adică în fiecare secundă sunt 63.000 de căutări și la nivel de an sunt 2 trilioane de căutări. În medie o persoană efectuează 3-4 căutări pe zi. Și eu mă gândeam, zic, mamă, numai astăzi cred că am făcut 30 de căutări. Dar dacă te uiți în istoric și Google oferă și chestia asta, adică să vezi cam ce ai căutat, când m-am uitat aveam cam 2600 de căutări făcute în ultimele 90 de zile. Adică oamenii caută foarte, foarte mult pe Google și aceste căutări sunt de trei feluri în principiu. Adică sunt căutări tranzacționale, adică caut să-ți cumperi un produs sau un serviciu. Sunt căutări informaționale, adică caut să te informezi, te doare splina, cauți durere splină, să doctorul Google. Sau sunt căutări navigaționale. De exemplu, când ei căutau colanți Perfect Diva, practic ei voiau să ajungă în secțiunea de colanți a site-ului respectiv. Sau dacă caut cuptor cu microunde EMAG, nu mai intru pe EMAG, caut categoria, caut direct în Google și navighez unde vreau să ajung. Cum funcționează un motor de căutare? Nu vreau să intru în detalii, dar în spate este un construct foarte complex, adică el se uită la limba după care cauți în categorie, ia toate domeniile, spider boții, adică este un spider care intră pe un site, vede ce link-uri sunt și ia acele pagini, le ia pe server. Pe scurt, toată lumea se uită la partea de ranking, adică pe ce loc sunt, dar trebuie să te duci la cauza cauzei. Este odată partea de indexare și apoi este partea de crolare. Și lucrurile acestea ar trebui rezolvate atunci când te ocupi de partea de optimizare. Cum se face SEO? Sunt două arii majore în care poți interveni. Este o zonă la nivel de one page, adică un site, poți să faci niște îmbunătățiri, să le dai programatorului să respecte standardele Google și mai este partea de off page,
Adică câte alte site-uri vorbesc despre tine și pun link către tine? Cam asta este pe scurt. Adică în astea două zone poți lucra și poți influența. Există două capcane pe care eu le-am întâlnit atunci când mă întâlneam cu un potențial client, ca și voi și eu am fost vânzător. Și prima capcană este că ei nu aveau un plan, adică nu știau la ce să se aștepte, dar nu aveau niciun buget în minte. Și întrebarea era cât costă în principiu un astfel de serviciu. Și se vorbea astăzi de fii corect atunci când nu te vede nimeni în sală și e foarte important, adică mi-am dat seama ca și misiune trebuie să le duc și cu 700 m-am văzut one-to-one, adică explicându-le procesul și învățându-i suma potrivită pe care trebuie să o investească și rezultatele la care ar trebui să se aștepte. Sunt două lucruri importante. În cât timp apar, spuneam că sunt două lucruri importante. SEO este o strategie pe termen lung, adică lucrezi la site, faci conținut, faci link-uri, iar rezultatele nu apar imediat, adică pot dura de la 4 la 6 luni pentru rezultate minime și de la 6 la 12 luni pentru rezultate complete. De exemplu, aici avem un studiu de caz și dacă ne uităm cum a evoluat traficul și evaluăm după 6 luni ce s-a întâmplat, practic nu s-a întâmplat mare lucru, dar efectul, munca cea mai mare este în prima parte, după care începem și culegem roadele. Aici mai am încă un studiu de caz, adică lucrez, 6 luni nu e mare lucru, dar la un moment dat vine un update de la Google. Nu știu dacă ați auzit de update-urile de la Google, Google își schimbă foarte des algoritmii și în momentul în care face un update, practic sunt alți factori de care ține cont și site-ul, adică dacă implementezi o strategie, chiar dacă ea este una corectă, până nu vine un update, practic nu beneficiezi de rezultatele acelui efort depus. SEO bun în principiu nu este ieftin, cum arăta cu colegii și astăzi în conferință. Adică dacă angajezi o firmă serioasă pentru a vă oferi servicii complete de SEO, în principiu 800-1000 de euro este un buget minim să poți oferi și link-uri lunar, da. Și nu aș angaja o companie pe mai puțin de 500 de euro pentru că practic nu poți livra de banii respectivi, pentru că trebuie să cumperi media, trebuie să ai acces la niște instrumente care instrumentele respective costă și așa mai departe. Adică, fiind un domeniu, au apărut foarte mulți care zice, da, merge cu 300, aștept, dar după nu se întâmplă nimic și nu doar că pierzi banii, dar pierzi și timpul și timpul înseamnă bani și oportunități. Și dacă luați în serios chestia asta cu SEO și țineți cont de cele două chestii, unul că este pe termen lung, adică 12 luni și suma de 1000 de euro, adică va trebui un buget de 10-12.000 de euro să vă gândiți la povestea asta. Deci acum am lămurit cele două aspecte, că SEO este o strategie pe termen lung și recomandarea este să vă angajați minim 12 luni într-o astfel de colaborare și investiția trebuie să fie corelată cu obiectivul de business. Dar cât trebuie să investești tu într-o astfel de campanie este întrebarea și dacă am lămurit 12.000 de euro este o sumă, ideea este că la celălalt capăt trebuie să setezi niște așteptări. Ce ar trebui să se întâmple. Și să luăm, de exemplu, mie mi-e la îndemână să iau un magazin online, dar să înțelegeți un pic modelul de business. Un magazin online care face 200.000 de euro este o ecuație a comerțului electronic, adică
câte vizite am, dacă am 400.000 de vizite și am rata de conversie, adică 1% cumpără, înseamnă că am 4.000 de comenzi. Și 4.000 de comenzi, dacă mulțesc cu 200 de lei, 250 de lei, 50 de euro comanda medie, practic așa îmi fac banii. Cum cresc? Fie cresc comanda medie, fie cresc rata de conversie, fie cresc traficul, să cresc cifra de afaceri. Și acesta este contextul. Practic, e un magazin online, are 4.000 de comenzi pe an. Pare mult 4.000 de comenzi, păi dacă împărțim la 365 de zile, sunt 10 comenzi pe zi. Adică nu pare un magazin, adică vorbim de un magazin online făcut din sufragerie, mic. Și mai este importantă marja cu care operează. Adică dacă 200.000 de euro este cifra de afaceri și ai o marjă de 25%, practic banii respectivi îi dai pe marfă. Și e importantă marja care îți rămână, pentru că din marja respectivă trebuie să investești și în advertising, trebuie să plătești curierul, să faci celelalte lucruri din business. Și acum exercițiul pe care eu îl fac cu potențialii mei clienți este următorul. Pentru o investiție de 10.000 de euro, adică îi arunc ancora de buget și dau argumentele de ce 10.000 de euro. Cât trebuie să vândă adițional, adică dacă el vinde deja 200.000 de euro, în principiu el vrea să vândă mai mult. Să vândă adițional în următoarele 12 luni ca să ajungă la un break-even. Și răspunsul, adică dacă are o marjă de 25%, răspunsul evident este vreau să vând de 40.000 de euro astfel încât să fiu pe zero și să rămân cu construcția, pentru că SEO e o chestiune și de construcție, adică depun efort, într-un an mi-am scos banii și apoi rămân și sunt relevant. Și dacă trebuie să vândă de 40.000 de euro adițional, de câți clienți are nevoie? Și răspunsul este de 800 de comenzi, adică împarți 40.000 la 50 de euro și ai nevoie de 800 de comenzi. Dar un client comandă poate de 3 ori pe an, poate te uiți la lifetime value în funcție de modelul de business pe care l-ai și vezi cam câți clienți unici. Și dacă răspunsul ar fi un client comandă de 2 ori în medie, ai nevoie practic de 400 de clienți. Și de cât trafic am nevoie pe site să atrag cei 400 de clienți? Și facem din nou o regulă de 3 simple și ai nevoie de 40.000 de vizite adiționale, adică peste ceea ce tu ai deja. Și asta este obiectivul, adică am bugetul și am obiectivul, 40.000 de vizite și 400 de clienți, pentru că în SEO sunt clienți care nu sunt fidelizați de brandul tău. Sunt clienți care îți caută categoria și ăla devine client nou și apoi îl fidelizezi. Și 400 de clienți, dacă te gândești, nu e mare lucru. În principiu ai nevoie de o comandă în plus pe zi. Pentru și oamenii când văd perspectiva asta, zic, băi, nu, adică eu mă așteptam că dacă investesc 1.000 de euro, o comandă, ce înseamnă o comandă în plus pe zi? Că astăzi mi-au anulat 2 clienți, 2 comenzi, adică nici nu dau importanță la o comandă. Dar dacă te uiți în timp, într-un an de zile, cât o comandă în plus în fiecare zi, practic ți-ai scos bugetul de investiție. Sunt clienți care spun, hai să mergem pe ceva mai ambițios, adică nu vreau o comandă, vreau 7-8 comenzi în plus pe zi, adică de la 10 să mă dublez și eu într-un an de zile. Sau sunt clienți care negociază, zice, băi, nu am 10.000, am 7.000 și umbli la obiectiv. Dar important este să faci acest exercițiu de nivel de așteptare pe care o ai de la SEO, dar poate fi și pentru o campanie pe Facebook, poate fi și pentru o campanie pe orice alt canal media, exercițiul este același. Doar că diferența între SEO și partea de Google plătit este că SEO este o construcție care îți rămâne, la Google ai scos bugetul, scazi direct în zero. După ce facem chestia asta, mulți dintre ei sunt sceptici și zic, ok, dar oare obiectivul ăsta este realist? Și
Ce facem noi este partea asta de keyword research, o denumim noi în literatura de specialitate, dar de fapt nu facem altceva decât să identificăm modurile în care oamenii potențiali clienți ai brandului îl caută. Și am aici un exemplu pe un magazin de home and deco unde sunt produse de baie. Am identificat 54 de cuvinte care au o medie de 38.000 de căutări și vedem că și vizibilitatea lui e 4,8%, adică doar 4%, restul e potențial până la 100%. Dacă ne uităm aici pe categorii, pe decorațiune sunt 28 de cuvinte, 9.000 de căutări și are 32% vizibilitate. Dar făcând acest keyword research pe magazinul respectiv, am identificat 1427 de cuvinte cheie. Și Google ne spune fiecare cuvânt cheie de câte ori este căutat. Și practic îmi dă piața adresabilă. Dacă fac suma tuturor căutărilor, am 433.000 de căutări în fiecare lună, cu sezonalitatea aferentă. Și tot trăgând toate datele din cuvintele cheie, practic văd și cum a evoluat interesul de căutări. Pentru că dacă ajung pe cuvintele respective și piața crește, adică anul acesta lingerie sex, se zice că caută 8.000 de oameni. Dar la anul, dacă sunt mai mulți care adoptă internetul sau există mai mult interes, poate să fie 70.000 de căutări. Tu ai ajuns acolo și captezi construcția. Și aici îți dă piața totală, adică dacă sunt 433.000 pe lună, practic noi targetăm 5.200.000 de căutări care sunt fix țintite pentru el. Și din ăștia 5 milioane ne propunem și noi 40.000, adică 0,76%. Și în unele cazuri dă cu 0,12% sau poate să dea, adică pot exista business-uri unde nu există căutare și îți dă 90% și atunci poate ești prea ambițios, dar trebuie să faci această socoteală să vezi cât de mult îți permiți să muști din piața pe care o adresezi. Și de aici putem să extindem, adică băi, uite, e realist să mergem în 500.000 de vizite, adică să luăm un 10% share din potențial. Dar pentru asta avem nevoie de mai multe resurse. Câte resurse? Matematică și setat obiectiv și măsurat rezultate. Asta e frumos în digital marketing pentru că poți să măsori la milimetru fiecare chestie și știți la ședințele de vânzări cu câte întâlniri, câte, adică e foarte matematic, totul mi se pare matematică simplă. Și după setez obiectivul și zici ok, adică am identificat piața adresabilă de 5 milioane pe fiecare lună cu numărul aferent pentru că există sezonalitate pe toate cuvintele cheie, apoi îmi setez un obiectiv și vreau de la vizibilitatea medie pe toate cuvintele cheie de 8,9% îmi propun să ajung în 47% și practic îmi fac o forecastare și o desenare în următoarele 18 luni să văd ce cantitate de trafic aș prognoza, este un business case. Mai sunt chestii în SEO, există promisiuni sau garanții, este ca și în business, ca și în antreprenoriat, adică nu există garanții, dar poți să faci o proiecție și un target, astfel încât să vezi, sunt în grafic sau nu sunt în grafic. Și oamenii prind încredere și în vânzări este foarte mult despre încredere și despre valoare, adică văzând că există coerență și logică, mulți poate nu știți despre SEO, dar înțelegeți foarte simplu matematica, are sens și are logică. Și tot traficul acela adițional, adică oamenii, sunt anumite branduri care spun, băi, eu am niște trafic, adică nu te raporta la tot traficul meu, mă interesează adiționalul. Și ce este aici cu portocaliu este traficul pe care l-ar avea, adică facem o proiecție în viitor, traficul fără SEO, adică fără efort de SEO. Dacă depunem și efort, ne propunem să ajungem la 520.000 și pe mine mă interesează acest adițional de 257.000 care de fapt, dacă l-aș cumpăra de la Google, m-ar costa 200.000 de lei, adică cam 40.000 de euro. Și zice, ok, dau 20.000 și fac saving din partea cealaltă.
Și apoi, asta este dacă raportezi traficul adițional la cât este costul pe click, dă-mi dă chestia asta. Adică zic, dacă un click mă costă un leu sau 0,8 bani, îmi dă suma asta. Dacă raportez la cât am eu rata de conversie și cât e comanda medie, îmi dă cam cât aș vinde adițional din traficul ăsta adițional. Adică din ăștia cumpără 1,8 pentru că am istoric și știu datele, știu cât e comanda medie și calculez, vândă 250.000 de euro. Știu care marge 20% sau 25 sau 30 și aia este valoarea pe care o generez. Și atunci e ușor să vorbești cu clientul despre buget sau despre... Bun. După stabilim bugetul, stabilim obiectivul, ce facem în campania propriu-zisă? Și noi avem patru aricheie în principiu, adică ne ducem într-o zonă de technical SEO, cea cu roșu, unde zicem, ok, din bugetul acesta de 12.000 de euro, adică cu un invoice de 1.000 de euro pe lună, 20% avem nevoie de buget să ducem zona de technical SEO, care înseamnă 2.400 de euro. Noi știm că avem niște specialiști SEO și cu 50 de euro pe oră pot aloca 60 de ore într-un an de zile, astfel încât să pună site-ul la punct, să dea recomandările către programatori. Partea de link building, cea mai mare cu verde, asta practic este costul de media și putem face un link pe fiecare săptămână, adică 50 de linkuri într-un an de zile, și apoi se face o strategie de link building, adică în funcție de ce categorii vrei să influențezi, duci aceste linkuri către categoriile respective. Și mai este apoi partea de redactare de conținut. Ai 2.600 de euro să plătești bugetul pentru a redacta niște articole, fie că le folosești în campania de link building, fie că le folosești pentru blog pentru a crea mai multă relevanță. Nu am intrat în detalii, aveam cum se face toată structura de one page, off page, dar și mai apoi partea asta de reporting, unde obiectivul, noi în agenție avem niște account manageri, unde obiectivul este să vină cu micile victorii către client. Uite, s-a mai întâmplat chestia asta pentru că toate vizitele practic vin din mai multe topicuri și s-a mai întâmplat chestia asta, uite, am mai reușit un pic, încă un pic, ca să ne facem obiectivul. Cam asta a fost prezentarea mea. Sper că dacă aveți voi întrebări, vă sunt aici, sigur. Google sau funcționează la toate celelalte? Mai sunt motoare de căutare. SEO funcționează doar pe Google? Okay. S-a terminat la ora asta. Ideea este că Google este ceea ce contează. Mai există Bing, dar cota de piață în România, cel puțin, Google are peste 96%. Iar SEO se face doar pentru Google sau și pentru celelalte? E relevant? Adică odată poate ce faci pentru Google, devii relevant, dar nu neapărat în aceeași oriță, dar exact contează, adică 4%. Da. Ok. Da, dar site pentru care mergi tu, tot ce ne-ai expus tu aici, după un an de zile, ce sugerezi că ar trebui mai departe? Adică am înțeles, obții niște rezultate, dar într-o variantă, să zicem, optimă, ideală, ce sugerezi să se facă în anul tot, de exemplu? Procesul acesta de optimizare este mai pentru că resursele oricum sunt limitate, adică 10.000 de euro te duci pe produsele care sunt cu oportunitatea cea mai mare. Nu am intrat în detalii, dar toate acele cuvinte, în principiu, ele au un grad de dificultate și un volum de căutări și avem o formulă matematică pe care le calculăm un grad de oportunitate și noi arătăm oportunitatea pe care o calculăm apoi cu marja. Și
cu interesul de business, că degeaba ți arăt că uite aici e ușor și, și mulți căutători, dacă nu ești relevant pe categoria respectivă sau nu ai o marjă bună. Și alegem, adică mapăm business cu oportunitate și alegem niște bătălii. Și de obicei, într-un an de zile, din toate cuvintele respective, alegi 3-4 bătălii. Anul pe parcurs, clientul vine și mai spune, hai că vreau să suplimentez bugetul, uite, vreau 2000, adică acum am prins mai multă încredere, primez mai mult decât mă aștept, hai să băgăm 2000 de euro pe lună. Și zici, ok, hai să mai alegem încă 3-4 topicuri din noi direcțiile respective. Diferența între topic și cuvânt cheie este că cuvânt cheie este uscător rufe, topicul de uscător rufe, uscător rufe și tot ieftin, preț, brand și tot universul de uscătoare de rufe. Și noi când lucrăm pe un topic, practic, influențează tot universul de rufe. Dar dacă vin și uscătoare de rufe și sticle de vin și pe site, te concentrezi apoi în anul 2 pe... Mă gândesc că e foarte mult influențat și de lume și de domeniul de activitate, dacă ai produse sau servicii și de altele, dar care ar fi un număr optim de puncte cheie pe care să-l crezi odată și care ar fi un număr critic de puncte cheie pe care ar trebui să-l ai sau să unde se creează declicul, adică cum ai spus tu acolo, dacă viști și vrei să faci 500 mai, ce să faci? Trebuie să-ți iei de la 1000 de euro minim, știi? Așa întreb și eu pe cuvinte. Depinde de modelul de business pe care îl ai. Adică, de exemplu, avem, și bine așa top of mind, avem un portofoliu, un client foarte vechi, se lucrează cu noi, cred că în primii 5 clienți, o companie de traducere. Și el are două topicuri de 10 ani aproape, traduceri legalizate, traduceri autorizate și apostile. Dar în traduceri legalizate, ăsta e topic, are traduceri legalizate pe sector, pe sector, în principiu, sector 2 sau localități. Și lucrez pe traduceri legalizate și pot să lucrez doar pe 3 topicuri, ăla e business-ul. Și în momentul în care ajungi, să zicem că ajungi acolo, este o chestie, adică trebuie să te menții, pentru că pot apărea competitori care să facă, să-ți copieze strategia și devine bătălia, adică e ca la licitație. Și devine bătălia mai mare, adică și după ce terminăm toată povestea, apoi ne gândim, ok, dar cine e clientul? Și ne ducem cu o strategie și ce mai să facem? Uite, sunt aia care caută pașaport, nu știu cum, sau acte de studiu. Și ne ducem pe blog și facem articole pentru buyer persona fiind studentul din străinătate care vine aici și vrea să traducă niște acte. Și zicem, ok, dar ce probleme are ăsta? XYZ și facem content pe problemele lui, astfel încât să-l aducem în site și apoi să-l ia malaxorul de marketing, retargeting, îi luăm adresa de e-mail și... Deci nu ai număr de cuvinte cheie? Nu. Ai doar... Da, și noi ne cam ferim de cuvinte cheie, adică noi ducem pe un cuvânt țintit, dar faci pe topic în principiu. Ok, mara un care ai vorbit de bătărie și ai luptat foarte mult. Voi sunteți în topul cel mai bun de România, da? Așa ne place să credem. Eu cunosc personal la afacerea de ceva vreme, deci vă știu, sunteți super buni, dar cu siguranță mai sunt și alții. Și atunci când ajungi la bătălia aia de care vorbeai mai devreme, ce faci? Ce face diferența și cum stai la ceva? Diferența, din punctul meu de vedere, o face și brandul și încrederea. Brandul clientului, adică noi spunem, băi, hai să... Adică dacă el se bazează doar pe o strategie exclusivă de SEO și competitorul lui este un brand mai puternic, adică el poate să fie pe locul 1 și chiar dacă competitorul lui este al 4-lea sau un competitor care are o strategie de pricing, pentru că noi căutăm pe Google și să găsim cea mai bună, cel mai bun preț în principiu. Și poți să fii pe locul 1 și să nu cumperi sau poți să fii pe locul 3 și să vinzi. Da, și partea asta cu competiția, noi ce facem? O monitorizăm și spunem, băi, uite, a nebunit competitorul respectiv, hai să adaptăm strategia la... Deci eu îmi las la strategie, de fapt. Da, la strategie, da. Ce ai arătat mai devreme, poate sunt anumite puncte la care te uiți prima oară în momentul în care vezi că se întâmplă ceva.
Account managerul, în principiu, are 5 arii cheie la care se uită. Se uită odată la micile victorii, se uită odată pe probleme, se uită odată pe market, adică poți să ai un trend pe niște cuvinte cheie și el să nu le vadă în vedere și spune, bă, uite, ai putea să aduci, cum aveam eu Perfect Diva, colanț tip lux, să caută chestia asta și poate să-mi dea o idee de business, un business insight. Da? Și deci am zis mici victorii, probleme, market, adică chestii legate de piață, update-ul Google și mai este oportunitate. Adică oportunități, asta cu poți să găsești o oportunitate, adică altceva, chestia cu marketul este ce se întâmplă cu piața, adică cu, da, și la competitorii al cincilea arie. Deci alte modalități. Deci o... locuri în care vă să spune ce miște este moderator sau ce caută. Deci odată ce te caută oamenii după... În principiu pe internet sunt două, de fapt. Este keyword base, adică oamenii caută și keyword-ul se împarte în chestia asta, adică navigațional, informațional și tranzacțional. Și mai e demographic base, unde este Facebook și targetările astea după interese sau vârstă, știi? Și în principiu, tu știi, clientul meu e de 37 de ani, femeie sau 30 și te duci cu campanii în YouTube, în Facebook și te duci pe target dacă ai ceva mai broad. Dar dacă ai ceva targetat, adică cum vădeteam exemplu mai devreme cu traducerile, nu prea funcționează, că nu știi cine este exact și trebuie să-l prinzi exact în momentul respectiv. Iar partea asta cu e faină cu să te duci după intenția de căutare, dar oarecum ajungi la limită. Adică, ok, îi targetez pe aia în fiecare zi astăzi să gândesc 50 de oameni să-și facă evenimente sau și prinzi pe aceștia. Dar trebuie apoi prin partea asta de social media și prin creativitate poți să le câștigi încrederea. Și eu întotdeauna e un mix între cele două. Adică sunt site-uri, dacă cauți pe Google, în primul, și faci o analiză, adică când vreau să organizez un eveniment și am nevoie de un... cu florile și așa, în principiu mă uit la primul, al doilea, al treilea, văd care este în proximitate, că pot să dau de unul din Cluj, de unul din Iași, nu-i mai sunt pe respectivi și zic, aha, ok, e ăsta, hai să le trimit 3 mail-uri să primesc, știi, și te cam uiți așa pe prima pagină, dar sunt, e limitată destul de mult, adică dacă, mai ales dacă eu din câte știu pe partea asta de evenimente, mulți văd pe Facebook, se entuziasmează și a scris, vreau și eu de-astea, știi? Dar ăla nici nu mai caut, adică nu mai ajunge să-l mai targetez și pierzi foarte mult o oportunitate pentru că ei nu mai ai, adică e un business care nu funcționează neapărat pe căutări, ci funcționează mai mult pe impuls și pe cât de frumoase sunt pozele, cât de bună e creativitatea, toată povestea asta. E posibil să funcționeze mai bine decât partea asta. Și dacă resursele sunt limitate, duci unde funcționează. Vă mulțumesc și eu pentru atenție și pentru participare. Cred că ne-am încadrat și în timp, nu?